ce-ți spune ție cuvântul neascultare, neascultător? Aș vrea să-ți prezint astăzi pe soția lui Lot. Poate că deja știi de ea, dar dacă nu știi de ea, aș vrea să faci cunoștință cu ea. Soția lui Lot este o femeie care cumva crede în Dumnezeu. Sunt convinsă de lucrul acesta pentru că atunci când este sfătuită ca împreună cu soțul și cu fiicele ei să iasă din cetatea în care locuia, în Sodoma, ea nu se împotrivește. Ea nu spune că nu vrea să iasă. Doar că cumva îi este destul de dificil să lase în urmă trecutul ei material. Să lase probabil prietenele pe care le avea acolo. Este destul de dificil partea aceasta pe care ea a construit-o, partea aceasta materială. Se uită înapoi în drum spre eliberarea ei, în drum spre a fi departe de tot păcatul care era în acea cetate în care ei locuiau în vremurile acelea. Dumnezeu, datorită păcatului care era în Sodoma și Gomora, decide ca aceste două cetăți să fie arse cu foc și cu pucioasă. Dacă mergeți înspre cuvântul lui Dumnezeu, veți citi în amănunt ce se întâmpla acolo, urgiile care le făceau oamenii ce locuiau acolo. Dar e minunat faptul că în orice context te-ar afla ca și credincios, în orice context vei locui ca și credincios, ca și copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va îngădui să fii distrus cu ceilalți care sunt departe de El, cu ceilalți care nu-L respectă, care nu-L iubesc și cărora nu le pasă de cuvântul lui Dumnezeu și încalcă toate poruncile. Ci Dumnezeu te va conștientiza, Dumnezeu te va scoate de acolo, Dumnezeu te va aduce la loc larg, undeva aproape de El și departe de tot ceea ce înseamnă păcat. Biblia ne spune, nu iubiți lumea și tot ceea ce este în ea. Lumea cu tot ceea ce este în ea sunt pieritoare. Tot ceea ce găsim în lume este pieritor. Dar relația cu Dumnezeu și veșnicia, așa cum se spune, veșnicie, sunt veșnice. Știți, fiecare dintre noi vom trăi veșnic. Câteodată parcă uităm lucrul acesta, dar fiecare vom trăi veșnic. Important este unde vom trăi. Vom trăi în rai sau vom trăi în iad? Eu îmi doresc ca fiecare dintre noi să trăim în rai, pentru că lucrul acesta și-l dorește și Dumnezeu. Domnul Iisus de aceea a părăsit slava cerească și a venit pe pământ, s-a întrupat ca și om și a fost răstignit, a acceptat să se sacrifice, să se jertfească pentru noi, tocmai din iubire pentru noi, tocmai pentru ca să ne pregătească un loc în rai. Este așa de păcat să știi că într-un loc așa de minunat ca raiul este pregătit dinainte un loc pentru tine și tu să spui nu și tu să-l refuzi. Neascultarea, dragii mei, ne împietrește inima. Neascultarea începută de la stadiul de copil, atunci când nu asculți de părinții tăi și când te împotrivești și când vrei să faci numai cum dorești tu și te consideri tu atot știutor și mai înțelept decât părinții tăi. Neascultarea de șefii tăi, neascultarea de liderii din biserică, neascultarea în general este cea care îți va împietri inima. Pentru că atunci când nu asculți, tu de fapt nu te supui lui Dumnezeu. Atunci când duhul tău este mereu așa neascultător și mereu răzvrătit, poți să înțeleg că ceva te supără, poți să înțeleg că există o durere, există ceva adânc în inima ta care te determină să fii așa. Dar ceea ce vreau să-ți spun astăzi este să cauți adânc în inima ta și să vezi care este rădăcina, de unde provine această neascultare. Te încurajez din toată inima să nu rămâi în ea, să nu rămâi în neascultare. Pentru că așa cum soția lui Lot a fost prefăcută într-un stâlp de sare, așa și inima ta poate să fie împietrită. Nu te teme, nu te vei face într-un stâlp de sare. Asta s-a întâmplat cu soția lui Lot. Nu se va întâmpla cu tine, îți garantez lucrul acesta. Dar să știi că inima ți se poate împietri și poți să devii rece, poți să devii indiferent la cuvântul lui Dumnezeu, să nu-ți mai pese atunci când cineva îți spune, uite, Dumnezeu te iubește, uite, este păcat să faci lucrul acesta, hai de la biserică, citește Biblia, hai să ne rugăm împreună, hai să-i spunem lui Dumnezeu problema ta.
poți să devii indiferent și poți să devii împietrit la tot ceea ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu, la tot ceea ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu înspre tine. Ochii tăi se împietresc și nu mai văd faptul că tu trăiești, pentru că Dumnezeu îngăduie ca tu să trăiești. Tu respiri aerul lui Dumnezeu, tu bei apa lui Dumnezeu. Dacă tu poți să-ți miști în felul acesta mâna, este pentru că Dumnezeu îngăduie. Și Dumnezeu este acela care îngăduie totul, în cel mai bun sens al cuvântului, și peste cei buni și peste cei răi, pentru că noi cu toții suntem creația sa și de aceea Dumnezeu face lucrul acesta. Dar să știi că Dumnezeu, așa cum este bun și iubitor, El este și un Dumnezeu drept. Și Dumnezeu va face dreptate. Neascultarea ta va avea o consecință. Dar atâta timp cât trăiești, atâta timp cât ești încă pe pământ, tu poți să schimbi atitudinea ta, tu poți să devii un om ascultător. În primul rând, ascultător de Dumnezeu. Și poate că te vei întreba, dar cum pot eu să ascult de Dumnezeu? Cum îmi vorbește mie Dumnezeu? Eu nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu. Da, așa este, nu l-ai văzut. Dar există Biblia, există cuvântul Său. Acolo Dumnezeu ți se revelează, acolo Dumnezeu îți vorbește. Biblia este o scrisoare de iubire a lui Dumnezeu pentru tine. Și dacă vei citi în Proverbe, capitolul 3, vei găsi acest verset. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Este sfatul pentru tine și este sfatul pentru mine. Ia Biblia, citește-o, roagă-te, vorbește cu Dumnezeu și trăiește din El, prin El și pentru El. Și fie ca adevărată imagine despre sine să fie chipul Domnului Iisus imprimat în mintea și în sufletul tău.